Constructorul român Dorinel Umbrărescu ar opri lucrările la toate tronsoanele de autostradă la care lucrează, exceptând tronsonul de drum expres de lângă Slatina, începând de luna viitoare. Sunt în pericol tronsoane de autostrăzi de 140 de kilometri pe care se lucrează acum, afirmă Asociația Pro Infrastructura. UMB oprește lucrul pe toate șantierele. Unul dintre cei mai importanți antreprenori general de pe proiectele majore de infrastructură rutieră a luat o decizie fără precedent. Începând de luni, 11 iulie 2022, nu-și va mai chema oamenii la muncă. Săptămâna curentă este una de odihnă conform procedurilor interne angajații UMB. Lucrând 14 ore pe zi plus, sâmbetele arată Asociația Pro-Infrastructura într-o postare pe pagina de socializare. Sunt în pericol șapte proiecte care împreună depășesc 140 de kilometri, adică mai bine de o treime, aproape 36% din totalul de 391 de kilometri de autostradă și drum expres veritabil pe care România are în prezent contracte de execuție semnate. În acest timp, Ministrul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației Ceche Otilo anunță că se lucrează la modificarea zeci de normative de construcții privind obiective de interes public. Modificările sunt făcute în contextul în care normativele în vigoare sunt vechi, unele de peste două decenii, însă nu avem nicio informație nouă cu privire la modificările solicitate de constructori în ceea ce privește ajustarea contractelor în urma exploziei prețurilor la materialele de construcții și carburanți. Din păcate, România riscă să piardă din nou trenul care ne-ar putea aduce către o dezvoltare economică reală, imposibil de realizat în lipsa infrastructurii.